salut, eu sunt Maria și astăzi facem un review al anului 2018. 2018 pentru mine a fost wow. În mare parte ați fost și voi cu mine acum prin toate momentele, dar a fost un an al schimbărilor, a fost un an foarte greu și un an foarte încărcat cu multe, multe evenimente în viața mea care m-au schimbat pe mine foarte mult și nu aș fi anticipat dacă mi-ai fi spus anul trecut pe vremea asta că 2018 o să fie un an ca niciun alt an de până acum, nu n-aș fi crezut, dar wow. Și cred că cel mai corect mod de a începe acest an este cu luna ianuarie, nu? Luna ianuarie, știți, a început, venisem din vacanță și eram super motivată că începe anul, că mama, anul ăsta vreau să muncesc, să fac mai multe chestii, îmi doream mult de tot să mă apuc de vlog. Și în ianuarie am început să lucrez la prima mea colecție de curele. Eu v-am povestit că am mai lucrat în atelierul mamei mele și eu mai lucrasem, mai făcusem chestii, dar nu făcusem niciodată o colecție legată. Și ăsta a fost primul pas. În ianuarie am început să muncesc la această colecție. Mă dau un pic mai așa, ca să uite aici, o lăsăm un pic pe biju, așa. O lăsăm un pic pe biju deoparte și încep să vă arăt ce am început să fac. Aveam ideea asta de curelele astea un pic mai statement, mai încărcate de accesorii, îmi plăceau mult de tot și nu găseam nicăieri cum doream eu. Și am zis că bine, uite, ce-ar fi să încep să fac eu la atelier, niște, știam tehnicile, știam să lucrez cu pielea și aveam ideile astea de curele, aveam foarte multă piele cumpărată, colorată și am zis, hai să încerc să fac. Și am făcut-o pe asta neagră inițial, care mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut mult cum a ieșit, am purtat-o vreo câteva zile și am primit feedback super bun de la oameni și pe aia am zis, ok, hai să mai încerc să mai fac și am început să fac și curelele colorate. După aia, tot în ianuarie, la sfârșitul lunii ianuarie, am fost într-un city break în Budapesta. Mai fusesem în Budapesta, dar mi-a plăcut super mult. Parcă, nu știu, anul ăsta parcă am văzut altfel orașul ăsta și în 2019 chiar vreau să mai merg. Și în 2019 vreau să călătoresc mai mult. Cam asta a fost luna ianuarie. Luna ianuarie m-a motivat pe mine să mă apuc de treabă și să fac chestii. Îmi doream super mult să mă apuc să fac vlog. Așa că vine luna februarie și din luna februarie începeți și voi să fiți deja cu mine, că în februarie m-am apucat de vlog. Pe 4 februarie am filmat primul vlog, acest conjoined twins cu Schivo, care a fost ceva, nu se mai întâmple, aia a fost, am mai făcut și un conjoined twins 2, dar that's it, a treia oară, chiar că nu se mai întâmplă, nu o să mai vedeți așa ceva pe canalul ăsta. Am continuat în februarie să lucrez în continuare la curele, să fac mai multe culori și au apărut și astea, s-au adăugat colecției. Și am început să lucrez din ce în ce mai mult, am făcut ședințele foto pentru curele cu o prietenă foarte bună, Bianca Chivaran. Am început să mă investesc din ce în ce mai mult în chestia asta și să muncesc mult la ea. Apoi în februarie am început să fac din ce în ce mai mult pentru vlog și să postez mai mult și văd că mi se cam duce lumina, că se cam face seara, așa că mă întorc cu o lumină mai bună. Gata, știți cum e, schimb locul, schimb norocul. Și asta a fost luna februarie, dar apoi vine luna martie, înainte să trecem mai departe. Știți că vine momentul ăla în care mi se schimbă vocea. Dați-mi voi un like. Dați un like. Că dacă vă place contentul pe care îl fac sau vă place de mine sau vreți să mă mai vedeți, dați un like acolo, că chiar e util. E super util. Și mă bucur. Și în luna martie deja se apropia foarte mult data nunții și au început pregătirile pentru nuntă. Să-mi caut rochie, să mergem să căutăm verighete, toate pregătirile pentru nuntă. Bineînțeles că am mai băgat la atelier curele, poze, încotură de curele, încotură de poze, tot așa, multe, multe, multe. Apoi a venit luna aprilie. În luna aprilie a fost o lună mai încărcată profesional din punct de vedere al biroului. Am făcut niște challenge-uri super tari pentru Telecom cu mai mulți vloggeri și influencer pentru netliberare.ro. E un proiect în care noi ne-am implicat foarte mult și am muncit mult și am cunoscut niște oameni super tari și am avut challenge-uri cu Techeș, cu Robe, cu Florentin Cris, cu Valentin Luca, cu Nosfe, cu Gojira. Și a fost o perioadă super încărcată cu proiecte foarte mișto. Începusem deja să ne pregătim și pentru Vloggemon Go. Pentru cei care nu știți, a fost o cursă între mai mulți vloggeri prin oraș. E un proiect în care eu am muncit foarte mult. Eu v-am mai spus că eu lucrez într-o agenție de publicitate, iar unul din brandurile pe care lucrez eu în agenția asta este Telecom și cu Telecom facem chestii foarte tari. Și luna aprilie, martie și aprilie a fost foarte încărcată la birou. Nu prea am mai făcut, n-am mai filmat așa mult vloguri, am filmat mai puține, știu că am fost mai inactivă în perioada aia.
Și în aprilie a început căutarea rochiei de mireasă. Îmi doream foarte mult ca nunta să fie în grădină. Doream foarte mult o rochie care să nu semene cu toate celelalte rochii de mireasă. Voiam să fie una care să mă reprezinte pe mine și care să nu fie pompoasă, să nu fie cu crinolină, să nu fie de prințesă. Nu e genul meu, nu e stilul meu și nu m-aș fi regăsit, nu m-aș fi simțit bine într-o astfel de rochie. Și am căutat foarte mult un atelier care să facă rochie de mireasă așa cum o vedeam eu, cum mă imaginam eu mireasă. Și vine luna mai și a venit vestea că am câștigat un premiu super important, foarte prestigios la nivel internațional cu campania Swap de Vlogger. Iar echipa care a lucrat pe campania asta Swap de Vlogger pentru Telecom, noi am plecat la Paris și ne-am dus așa câteva zile la Paris. Am fost la un festival de tehnologie, la Viva Technology, unul dintre cele mai mari festivale de tehnologie din lume. Și am fost pe acolo, a fost foarte interesant, a fost foarte mișto, cu tot felul de AI-uri, mă rog, ne-am plimbat prin Paris, a fost distractiv, a fost super fun. Și apoi după ce m-am întors de la Paris, am avut cu Nia Civilă. De când voi ieși înseamnă de mine, e în căsătorie pe ciucuri de o clipă examen. Da. Dar înainte să plec la Paris, luna mai a fost nebunie. În luna mai s-a întâmplat așa, am avut petrecerea burlăcițelor. pe care nu cred că am să uit niciodată. A fost o seară în care am ajuns la bingo. Hey, bitches! Am ajuns la bingo! Astăzi câștigăm un super matiz auriu. Atât vă zic. Câștigăm un matiz auriu la bingo. V-am pupat. Vă ne întâlnim la premiu. La bingo, una din prietenile noastre a câștigat o grămadă de bani. Cine a câștigat 10 milioane? Arată banii să-ți dea băieții aici. A fost foarte amuzant la bingo. Apoi, imediat după, a fost Vlogemon Go. Și Vlogemon Go a durat o zi întreagă. A fost o cursă prin oraș, a fost o nebunie. Deci a fost haos. Noi ne pregătisem toată luna pentru proiectul ăsta, cu meeting-uri, cu întâlniri, cu stabilirea traseului, obstacolele, cine o să fie, ce vlogger, cum se coordonează între ei. Și după Vlogemon am plecat la Paris. La Paris, vă ziceam și cu ce ocazie. Deci a fost o lună, wow. Și a fost cu Nia Civilă. E foarte important să vă zic că eu la Vlogemon Go am cunoscut-o pe Irina Deaconescu. Acolo ne-am prietenit noi. Eu cu Schivo deja ne știam de mai multe vreme, eram prietene și acolo ne-am împrietenit și cu Irina la Vlogemon. Ne-am lipit așa ca un magnet toate trei. Iar apoi, pe 3 iunie, am avut nunta cu Nia religioasă și petrecerea cu familie, rude, prieteni, colegi, toată lumea. Apoi am plecat în Grecia o săptămână la mare. Apoi tot în iunie am aflat că am câștigat un bronz la Cannes Lions, tot cu proiectul Swap de Vloggeri. Cannes e, cum să vă explic, e ca un fel de Oscar la filme, așa e Cannes pentru publicitate. Dacă e Cannes cu o campanie de-a ta, înseamnă că, măi, chiar ai făcut ce trebuie și e un premiu foarte prestigios pe care orice publicitar și-l dorește să iei un astfel de premiu cu campania la care ai muncit. Și vine luna iulie și luna iulie vine cu festivaluri de muzică și cu nebunie. Și chiar la începutul lunii am fost la concert la Maluma. A fost Maluma în țară, deci nu puteam să ratez concertul Maluma, îmi pare rău, dar nu vine toată ziua, trebuia să-l prind pe Maluma, să-l văd, da. Ce ne-a făcut Maluma? Ne-a făcut flashcă? Ne-a rupt, Maluma, ne-a făcut varză. A fost super tare. Iulie a fost o lună cu petreceri. A fost o petrecere la Cat Music, ziua muntenilor, după ziua muntenilor a venit Electric Castle, la care a fost Bahaus. 3 zile, 4 zile, nici mai știu cât am stat. A fost nebunie la Electric Castle, a fost super tare. Am stat cu Schivo și cu Irina în același apartament. Au fost niște zile super mișto. A fost un an în care noi trei am stat foarte mult împreună și de asta probabil foarte multe povești și la ele și la mine și o să fie povești în care suntem toate trei. La începutul lui august e Antoldo, așa că abia eram întoarsă la Electric Castle, am mai stat un pic și am plecat la Antold. La Antold a fost iarăși. Asta să fie ultimul story! Mi se pare că Antold de anul ăsta a fost cel mai tare din toți anii. Am stat foarte mult cu Emil Rengle, cu Levin, cu Irina, cu Schivu,
cu o prietenă de-a mea, Laura. A fost super tare la Untold, ne-am super distrat. Aveam deja altă freză la Untold, că am avut freza de electric și freza de Untold. Foarte important că eu mi-am făcut frezele de festival. Pe 10 august am făcut 20.000 de subscriberi pe YouTube. Și vine luna septembrie. Luna septembrie e și asta o lună destul de... luni cu multe schimbări. Luna septembrie este luna în care m-am mutat. M-am mutat de acasă și m-am mutat cu, împreună cu Irina. Lucrurile în viața mea personală s-au schimbat destul de mult. Vreau să zic pur și simplu o stare mai nașpa, o perioadă mai dificilă peste care o să trec, care o să mă facă mai puternică și care... M-am mutat împreună cu Irina și a urmat o perioadă cu foarte multe tranziții pentru mine, pentru că era și... se încheiase o relație în care fusesem 9 ani, vă dați seama că era așa foarte, a fost foarte confuză toată perioada respectivă. Era și mutarea și a fost așa haos. Luna septembrie, luna octombrie. Și știți și voi că am făcut vlogurile de seară, ați fost acolo cu mine în perioada aia. Sunt momente în care mă simt foarte singură. A fost o perioadă mai dificilă și o perioadă de tranziție și o perioadă în care faci schimbări și vă dați seama că nu e, indiferent cum sunt schimbările bune sau rele, nu sunt ușoare, întotdeauna schimbările sunt grele. A fost septembrie-octombrie, nu știu, n-am mai făcut atât de multe chestii pe lângă, pentru că m-am concentrat foarte mult pe starea mea și pe faptul că treceam prin aceste schimbări și voiam să-mi revin. Apoi să nu uităm de Halloween, vă rog eu frumos, chiar m-am străduit la această ținută de Halloween. Am vrut să fiu un fel de The Nun, să fiu un fricoșătoare, dar până la urmă am dat un ceva sexy nun. Cred că a fost primul Halloween la care eu m-am costumat. Cred că nu m-am costumat niciodată de Halloween, doar că când eram în școala generală sau ceva, dar în rest nu m-am costumat niciodată. Uite, în noiembrie a fost prima dată când am donat sânge, nu mai donasem niciodată sânge. Am făcut și un vlog, nu știu dacă ați văzut, când am mers și am donat sânge. Dacă septembrie și octombrie au fost niște luni în care a trebuit să mă adaptez la nou stil de viață, noiembrie deja a început iarăși cu multă muncă. Au început filmările pentru Viața Bate Vlogul, am fost foarte concentrată pe proiectul ăsta cu Viața Bate Vlogul, să iasă bine, am fost acolo foarte implicați toți. Apoi am plecat la Londra câteva zile. Apoi a venit ziua mea, pe 14 noiembrie a fost ziua mea și fetele mi-au făcut toată surpriza aia în care a venit ProTV-ul la noi acasă, a venit Mark Stam, a cântat o serenadă. Ce? Atât vreau să zic că Mark Stam a venit la noi acasă și ne face serenadă. Eu leșin aici. Leșin, efectiv. Și a fost așa haos de ziua mea. Apoi au venit fetele mele de la birou, au un grupul meu de fete de la birou, au venit și ele la mine și era și Schivă și Irina și Alex David, eram toți aici, a fost haos în casă. Tot în perioada asta, noiembrie, a început turneul vlogărilor și am fost la Sala Palatului în București la fete să le văd și pe ele la turneu. Și foarte mulți dintre voi m-ați recunoscut la acolo în sală și pentru mine a fost așa un șoc, pentru că pe mine nu mă știe lumea, adică nu mă oprește lumea așa pe stradă să facă poze cu mine sau... Și când am ajuns acolo au venit foarte mulți copii și a venit foarte multă lume să facem poze și eram așa foarte surprinsă, nu venea să cred că chiar se întâmplă chestia asta și cu oamenii vin să facă poze cu mine și mi-am dat seama că wow, chiar lumea se uită la mine și se uită la ce fac eu pe YouTube. Apoi s-a lansat Viața Bate Vlogul. Vă zisem că la începutul lunii am fost la filmări, filmasem și apoi s-a lansat serialul. Am fost pentru prima dată în emisiune la Măruță. Pentru mine a fost ceva așa, am avut niște emoții îngrozitare. Vă dați seama că nu mai fusesem niciodată într-un platou de televiziune și în direct. Mi-era frică să nu mă împiedic, să nu mă bâlbâi, să nu spun vreo prostie, să nu fiu penibilă. Mă bucur foarte mult că mi-au foarte multe fete și foarte mulți oameni mi-au scris că i-a ajutat într-adevăr să afle că au mai fost oameni care au trecut prin experiențe similare și vlogurile de seară mi-a spus foarte mulți că v-au ajutat și mă bucur enorm că am putut să fac ceva, nu știu, că am putut să vă dau cumva înapoi ceva din mine și să continuăm cu luna decembrie. A venit Moș Nicolae, bucurie mare, a venit Moș Nicolae, apoi pe 10 decembrie am făcut 100.000 de subscriberi. Doamne, cât de fericit am fost, deci nu vreți să știți, nu mi-am închipuit, adică Nu credeam când m-am apucat în februarie de vlog că eu în decembrie o să am 100.000 de subscriberi. Niciodată. Nu mă gândeam la chestia asta. Și ei bine, a venit și Crăciunul.
De Crăciun am petrecut cu maica mea, am fost la ea în vizită, am stat la ea câteva zile, a fost super fericită și acum vine anul nou imediat. Și ăsta a fost anul 2018 pentru mine și a fost un an wow, a fost un an al schimbărilor. Nu pot să zic că a fost un an bun sau un an rău, a fost un an dificil, a fost un an greu, dar a fost un an și cu bucurii și cu momente triste și nu poți să le ai pe toate, adică nu poți să fie întotdeauna doar bine sau întotdeauna o să fie și bine și rău și cred că așa e normal pentru că așa e în viață, mai sunt și momente grele, mai sunt și momente fericite. Important e ce știi tu să înveți din ele și cum te folosești tu chiar și de momentele alea triste să se evoluezi, să te faci bine și să fii mai bine. Îmi doresc foarte mult în 2019 să lucrez un pic mai mult cu mine și să învăț să mă iubesc mai mult și să mă accept așa cum sunt, să nu mai fiu atât de critică cu mine, să nu mai fiu atât de aspră, să mă iubesc, să mă accept și să știu să am mai multă grijă de mine. Sunt tare curioasă ce îmi rezervă 2019 și ce o să fie. 2018 a fost un an pe care sigur nu e un an pe care îl trec cu vederea, a fost un an wow. Lăsați-mi în comentarii și spuneți-mi și voi cum a fost 2018 pentru voi, că sunt tare curioasă. Vă mulțumesc din suflet pentru 2018 că ați fost lângă mine. Voi chiar ați fost un sprijin real pentru mine în momentul în care n-am fost chiar așa de bine și de fericită și că v-ați bucurat cu mine sincer când m-am bucurat și eu și am avut momente vesele în viața mea. Ați plâns cu mine, ați râs cu mine, v-ați distrat cu mine și mă bucur că ați fost aici lângă mine. Mă bucur enorm că m-am apucat de vlog și hai să vedem ce o să se întâmple în 2019. Vă pup și bravo, echipă!